Hai, Pitic, hai, hai, hai! Vino, Mario, fără faul, Mario! Domnule Sandu, start favorabil pentru juniorii Farului Under 18 în Cupa de Tineret, un succes categoric 6-0 cu voluntari. Da, suntem fericiți că am început cu dreptul, am făcut un joc bun, mai ales prima repriză, în repriza a doua puțin mai slab, dar suntem fericiți că am reușit să începem cu dreptul a doua parte a sezonului. După o perioadă de pregătire destul de lungă, aproape 2 luni, băieții au avut sete de fotbal. Da, vă dați seama, toți așteptam să începem meciurile oficiale, cel mai plăcut e să joci. Sunt mulțumit de cum s-au antrenat și acum așteptăm să vedem următoarele meciuri, cum ne vom prezenta. Câte 3 goluri în fiecare repriză, reprize disputate în condiții diferite, una împotriva vântului, una având avantajul vântului. Da, e bine că ne-am îndeplinit această normă de 3 goluri pe repriză. Foarte bucuros sunt că nu am primit niciun gol și sperăm să o ținem tot așa. Cum vedeți lupta în continuare, nu mai aveți voie să faceți pas greșiți în cupă, în grupă? După cum știți, ambele obiective sunt importante, și cupa și campionatul. Sper să reușim să facem tripla, bineînțeles să câștigăm și supercupa. Luca, ați început cu dreptul anul, victorie categorică 6-0 cu voluntari în primul meci oficial. Da, în ziua asta am pregătit toată săptămâna să câștigăm meciul, să începem bine și ne ajută la moral. Ați avut poftă de joc după perioada de pregătire? Da, normal, a fost o perioadă foarte lungă, ne-am antrenat foarte bine și acum așteptăm meciuri foarte grele. Felicitări și pentru golul marcat, l-ai păcălit pe portar și cu ajutorul vântului? Da, mulțumesc, a fost o reușită norocoasă, să zic așa, dar golul e gol. A fost greu să jucați o repriză împotriva vântului, apoi a doua având avantajul vântului? Da, vremea n-a fost așa favorabilă, dar ne-am adaptat și am câștigat. În cupă, lupta continuă, nu mai aveți voie să faceți pași greșiți. Da, păi noi, ăsta e un obiectiv de al nostru, cupă, supercupă și campionat, și sperăm să le câștigăm pe toate. Cosmin, primul meci oficial al anului, a spornit cu dreptul, felicitări pentru această victorie categorică. Da, bună ziua, ne-am pregătit foarte bine în această perioadă și meritam această victorie, am muncit mult pentru ea. Ați așteptat cu nerăbdare acest prim joc după aproape 2 luni de pregătire? Da, așteptam, am stat o grămadă de timp, acum e vremea să dăm drumul. Nu mai aveți voie să faceți pași greșiți în cupă? Nu, trebuie să luăm fiecare meci, să câștigăm și să luăm și cupa. Tu ai deschis drumul spre victorie, ai marcat primul gol, un șut frumos. Da, mulțumesc, am încercat-o și am nimerit-o. Ați avut și un alt adversar, vântul? Da, a fost foarte dificil cu vântul, pasele pe sus nu mergeau și am încercat să ne descurcăm.